Veniți, ne primiți, lumină. Veniți, ne primiți, lumină. Veniți, ne primiți, lumină.
miluiește. Cu inimă curată să te slăvim în vierea ta, Hristoase, ceruri și pe noi pe pământ ne-nvrednicește cu inimă curată să Hristoase, Mântuitorule, Îngerii o laudă în ceruri și pe noi pe cește cu inimă curată să te slăvim. Hristoase, Mântuitorule, Îngerii o laudă în ceruri și neînvrednicește cu inimă curată să te slăvim în vierea ta, Hristoase, Mântuitorule, Îngerii o laudă în ceruri și pe noi pe neînvrednicește cu inimă curată să te slăvim. Și pentru ca să ne învrednicim noi asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne.
Doamne, miluiește! Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Evanghelist Ioan, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte, în vremea aceea, după ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua cea din tâia a săptămânii, au venit să vadă mormântul Maria Magdalena și cealaltă Marie. Și iată, s-a făcut cu tremur mare, căci îngerul Domnului, pogărându-se din cer și venind, a prăvălit piatra de la ușă și a stat deasupra ei. Și înfățișarea lui era luminoasă ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. De frica lui s-au cutremurat cei care păzeau și s-au făcut ca niște morți. Dar îngerul, vorbind femeilor, a zis: nu vă temeți voi, căci știu că pe Iisus cel răstignit căutați. Nu este aici, s-a sculat precum a spus. Veniți să vedeți locul unde a zăcut Domnul. Duceți-vă de grab și spuneți ucenicilor săi că s-a sculat din morți și va merge mai înainte de voi în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată, am spus vouă. Iar ele au plecat în grabă de la mormânt și cu frică și cu bucurie mare au alergat să vestească pe ucenicii săi. Dar cum mergeau ele să vestească pe ucenici, iată, Iisus le-a întâmpinat și le-a zis: bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele lui și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, mergeți și spuneți fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Iar pe când se duceau ele, iată, unii dintre păzitori, venind în oraș, au spus căpetenilor preoților toate cele ce s-au întâmplat. Atunci ei, adunându-se împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat bani mulți ostașilor și le-au zis: să spuneți că ucenicii lui venind noaptea l-au furat pe când noi dormeam. Dacă însă se va auzi aceasta la dregător, noi îl vom potoli și pe voi vă vom face fără griji. Iar ei, luând banii, au făcut cum i-au învățat și s-a răspândit vorba aceasta între iudei până în ziua de astăzi. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Slavă Sfintei și Celui de o ființă și de viață făcătoare și de despărțitei trăim, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pre moarte călcând, și celor din morminte viață dă. Hristos a înviat din morți, cu moartea pre moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat. Dumnezeu, risipindu-se vrăjmașii lui și fugind de la fața lui toți cei ce-l urăsc pe dânsul. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând,
și celor din morminte, viață dăruindu-le. Precum se împrăștie fumul și nu mai este, precum se topește ceara de la fața focului, Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Așa pierd păcătoșii de la fața lui Dumnezeu, iar drepții se veselesc. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Și acum și porlea și-n vecii vecilor, amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm! Doamne, pentru Sfintele lui Dumnezeu biserici și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, pentru cinstită preoțime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru țara noastră, orașul acesta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bună întocmirea văzducului, pentru îmbelșugarea rodelor pământului și pentru vremuri cu pace, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru
pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărită stăpână noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Și ne-a dăruit nouă viață veșnică, închinăm neînvierii Lui, celei de-a treia zi. Hristos s-a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos s-a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat, Dumnezeu să vă binecuvinteze, învierea Domnului să se pogoare și în familiile dumneavoastră, iar acum continuarea slujbei se va face la biserici. Dumnezeu să vă binecuvinteze!